Când vorbești despre sacrificiu în România, știi că în primul rând îți vine în minte un singur nume. Constantin Brâncoveanu și fiii, din câte știu eu, au făcut un sacrificiu, sacrificiul suprem, în secolul XVIII. E într-un anumit context, da, într-o anumită pagină de istorie, dar eu îi găsesc și o semnificație laică. Mi se pare un exemplu, mi se pare o pildă, aceasta de a fi în stare să mergi până la capăt pentru ceea ce crezi. Ai aici o legătură directă între politică și spiritualitate. Avem exemplul brâncovenilor din ziua de adormirea Maicii Domnului din 1714, în care avem acest sacrificiu de sine prin martiriu la care a fost supus. Avem un exemplu extraordinar de sacrificiu complet care instituie o modalitate, asta este percepția completă a celor din jurul celui sacrificat, care instituie o coerență religioasă a unor acte care la origine sunt simple acte politice. Îți spun și în ce moment devine sacrificiul lui Brâncoveanu un gest esențial pentru tine. Un film din 1934 îți arată când regele Carol al II-lea și Mihai, patriarhul Miron Crista, însoțesc cortegiul care blochează circulația în centrul Bucureștiului pentru reînhumarea rămășițelor lui Brâncoveanu la Biserica Sfântul Gheorghe Nou. Reinstituia vocația concentrică extraordinară a sacrificiului întâi stătătorului politic consacrat, iată, la tricentenar, ca mucenic împreună cu întreaga familie, deci se consfințește rolul canonic la nivelul unei întregi societăți. Această operațiune nu ține de actul individual sau grupat al celui sacrificat, cât de extensia pe care o capătă sensul sacrificiului pentru toți cei din jur.